În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților prea iubiți, în această noapte prea sfântă, în care Domnul nostru Iisus Hristos a trecut din moarte la viață, Biserica îi cheamă pe fiii săi răspândiți în lumea întreagă să se adune în priveghere și rugăciune. Dacă vom comemora astfel Paștele Domnului, ascultându-i cuvântul și celebrându-i tainele sfinte, vom avea speranța de a fi părtași de biruința Lui asupra morții și de a trăi împreună cu El Dumnezeu. Să ne rugăm! Dumnezeule, care prin Fiul Tău ai dăruit credincioșilor flacăra luminii Tale, sfințește acest foc nou prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Hristos, ieri și astăzi, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, a Lui sunt timpurile și veșnicia, a Lui este mărirea și puterea pentru toată veșnicia. Amin. Prin rănile sale sfinte, glorioase, să ne păzească și să ne ocrotească Hristos Domnul. Amin. Lumina lui Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu.
care ridicându-se gloriosul
și-a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc și care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Fraților prea iubiți, după ce am început cu solemnitate această priveghere, să ascultăm cu inimi liniștite cuvântul lui Dumnezeu. Să medităm cum odinioară Dumnezeu a izbăvit poporul Său, iar în vremurile din urmă l-a trimis pe Fiul Său ca răscumpărător. Să ne rugăm Dumnezeului nostru să desăvârșească lucrarea mântuitoare a Misterului Pascal. Dumnezeule atotputernic și veșnic, pentru slava numelui Tău, împlinește ceea ce ai făgăduit pentru credința lor, părinților noștri, și înmulțește prin înfiere sfântă numărul fiilor Tăi, pentru ca biserica să vadă în mare parte împlinit cuvântul Tău, de care drepții vechiului legământ nu s-au îndoit niciodată, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Gloria în cer lui Maria,
Evanghelist, dai strălucirea acestei nopți prea sfinte prin slava învierii Domnului. Întărește în biserica ta Duhul înfierii, pentru ca noi, fiii tăi, reînnoiți cu trupul și cu sufletul, să-ți slujim în curăția inimii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Hristos înviere din morți nu mai moare. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Pavel către Romani. Fraților, nu știți că noi, toți care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. Căci dacă am fost împreună sădiți într-o moarte asemănătoare cu a Lui, la fel vom fi în înviere, știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, așa încât să nu mai fim sclavii păcatului, fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat. Dar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, știind că Hristos cel înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Când a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Dar acum este viu, El trăiește pentru Dumnezeu și tot așa voi considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vin pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Cuvântul Domnului. Aleluia, 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 aleluia. Lăudați-L pe Domnul pentru că este bună, veșnică este îndurarea Lui. Să spun acum Israel că este bun, veșnică este îndurarea Lui. Voi trăi și voi istorisi faptele Domnului. Aleluia! 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 Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salome au cumpărat miresme ca să vină să lungă. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt când soarele abia răsărise și ziceau una către alta: cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt? Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită, deși era foarte mare. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă, albă, și au fost cuprinse de spaimă. Dar el le-a zis: nu vă înspăimântați, îl căutați pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul în care îl puseseră. Dar mergeți și spuneți discipolilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Dragi copii și tineri, iubiți frați și surori în Hristos, sunt momente în viață în care simțim că ne aflăm în fața unui mister, dar nu a unui mister care strivește, ci în fața unui mister care ne învăluie, care ne copleșește. Și în prezența acestui mister, parcă îl atingem pe Dumnezeu. Iată, un asemenea mister celebrăm noi în această noapte sfântă, când Domnul nostru Iisus Hristos a înviat biruitor din mormânt. Este un eveniment deosebit de important pentru că a rupt istoria în două. A zguduit din temerii cursul acestei luni și a dat un nou curs vieții omului. În Vinerea Sfântă l-am însoțit pe Hristos în drumul său dureros spre Calvar. A fost condamnat la o moarte rușinoasă, o moarte care era rezervată sclavilor, o moarte destinată să fie dat uitării. Dar mormântul care trebuia să-l țină închis, așa cum am auzit în Evanghelia proclamată, s-a deschis și din el a ieșit biruitor Iisus înviat. Acest adevăr îl celebrăm noi în această noapte sfântă. Acest adevăr îl proclamă lecturile sfinte. Acest adevăr îl vestesc martorii învierii. Acest adevăr este transmis de 2000 de ani în biserică. Celebrarea din această noapte sfântă nu este o amintire a unui fapt de acum 2000 de ani, ci este memorialul învierii lui Iisus Hristos. Adică Iisus desfințează cele 2000 de ani și ne face contemporani cu El. Iisus Hristos ne întâlnește pe unul fiecare dintre noi în această noapte sfântă și vrea ca noi să participăm la această bucurie sfântă. Pentru că El sădește în unul fiecare dintre noi care am venit la această sfântă liturghie germenii nemuririi, germenii victoriei asupra morții. Am început această celebrare afară, în întuneric. Și poate v-ați întrebat de ce. Pentru a înțelege că omul fără Dumnezeu este în întuneric. Că păcatul înseamnă întuneric. Că egoismul înseamnă întuneric. Că incapacitatea de a iubi și de a ierta înseamnă întuneric. Că ura,
violența și senzualitatea înseamnă întuneric. Și am venit în această noapte sfântă cu întunericul din noi, cu întunericul pe care noi l-am construit, cu mintea noastră, cu inima noastră, cu mâinile noastre. Dar din acest întuneric s-a aprins o lumină, o lumină minunată, pe care diaconul, aducându-o în biserică, a proclamat de 3 ori, Lumina lui Hristos. Și din această lumină am luat cu noi toți lumină, pentru ca să ne lăsăm luminați de Hristos înviat și să înțelegem unul fiecare dintre noi cine este omul și cine este Dumnezeu. Am ascultat apoi cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt mai evocat ca în alte sărbători, pentru că este o noapte de priveghere sfântă. Și aceste lecturi au avut menirea să ne ajute să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu, care este o lucrare de iubire. Încă de la început din Cartea Genezei vedem că Dumnezeu l-a creat pe om din iubire. Și încheia fragmentul pe care l-am ascultat în această noapte sfântă, la prima lectură, și toate pe care le-a făcut Dumnezeu erau foarte bune. Numai că omul iată zădărnicește această lucrare a lui Dumnezeu. Și atunci când, prin păcat, fuge de Dumnezeu, rupe comuniunea cu Dumnezeu, Dumnezeu nu se lasă. Dumnezeu pornește în căutarea omului. Adrame, unde ești? Și-l ajută să-și recunoască păcatul. Am auzit apoi în lectura a doua cum poporul a ajuns sclav în Egipt, din nou este vizitat de Dumnezeu prin slujitorul său Moise, care cu mână tare și cu braț puternic, cu semne minunate, i-a scos din țara sclaviei, din țara Egiptului. Și a condus prin pustiu până în țara Canaanului, la libertate. Iar profetul Isaia ne asigura de iubirea lui Dumnezeu spunând: munții se vor muta și colinele se vor cutremura, dar bunătatea mea nu se va muta de la tine și alianța mea de pace nu se va clătina, spune Domnul, cel care se îndură de tine. Apoi epistola luată din scrisoarea Sfântului Apostol către Roman și Evanghelia ne-au vorbit despre gestul suprem de iubirea lui Dumnezeu, moartea răscumpărătoare și învierea glorioasă din morți. Și sigur că în fața unei iubiri atât de mari ne întrebăm cum răspundem noi. Și tot această celebrare sfântă ne ajută să dăm și răspunsul. Pentru că imediat, după predică, se va simți apa de botez. Atunci vom aprinde lumânările. Și cu lumânările aprinse, vom reînnoi făgăduințele făcute atunci când eram mici și am fost aduși la botez de către părinții și nașii noștri. Vom spune cu toată convingerea că mă lepăd de Satana, de toate faptele lui și de toată trufia lui și ne vom mărturisi credința în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și în Biserica lui Hristos. Astfel vom înțelege că această celebrare nu este doar o comemorare, o sărbătoare, o solemnitate care ne înalță sufletele, care ne încântă, ci este un moment concret de întâlnire cu Hristos înviat din morți. Unul fiecare dintre noi va trebui să avem curajul să-i deschidem inimile lui Hristos și să-L primim în viața noastră, pentru că El vine să ne lumineze viața. Am văzut un tablou care îl reprezenta pe Hristos învăluit de lumină, care predica mulțimii. Și cei care erau în preajma lui Hristos erau și învăluiți de această lumină. Pe măsură ce se îndepărtau de El, nu se vedea decât câteva contururi. Iar cei care erau mult departe, nici măcar nu erau observați. Erau reprezentați de niște umbre de întuneric.
Autorul acestui tablou voia astfel să reprezinte un adevăr foarte important, și anume, atât timp cât omul rămâne în lumina lui Hristos, are demnitatea sa, are identitatea sa, dar pe măsură ce se îndepărtează de Hristos, de lumina sa, omul își pierde demnitatea, omul devine o caricatură, sau am putea spune că omul nu mai este om. Și ca să fiu mai bine înțeles, am să mă folosesc în încheiere de un exemplu. Este vorba de o actriță italiană care pe 17 mai împlinește 53 de ani. Ceea ce vă mărturisesc, ea a făcut public la Malta în ziua de 17 mai 2016. Este o actriță care a cucerit lumea. A ajuns până în America, unde a fost bine pregătită și a fost primită până și de președintele Americii. Această Claudia Coll este deviță italiană, dar și română, româncă, pentru că bunica ei este din România. S-a născut în anul 1965 și la naștere mama a avut mai complicații, pentru care a fost nevoită să rămână 6 luni în spital. De aceea i-a fost încredințată bunicii. Bunică care era nevăzătoare. Și a avut o influență deosebită asupra ei, pentru că, ne spune ea, chiar dacă a fost externată de spital mama, a fost nevoită încă mult timp să rămână alături de bunică, pentru că sănătatea era șubredă. Și de la bunica ei a învățat rugăciunea. Pentru că, oarbă fiind, deseori se ruga cu voce tare. La orice pas vorbea cu Dumnezeu. Și o să vedeți că aceasta a contat foarte mult într-un moment greu pe care a avut să-l depășească. Când era adolescentă, a fost plecată într-o tabără și acolo o prietenă de-a ei ne spune, ea ne mărturisește, că i-a spus o foarte mare minciună. Și anume, a îndepărtat-o de spovadă. Spunând că nu este bine să te spovedești. Nu este bine să spui păcatele la confesional. Și ne mărturisește că de acolo a început îndepărtarea de sacramente, îndepărtarea de biserică, îndepărtarea de Dumnezeu. La 20 de ani de sărbătoarea Epifaniei, în Italia este o sărbătoare destul de mare, dar faptul că avea și rude din România, ortodoxe, și la ortodoxi la fel, 6-7 ianuarie sunt sărbători mari, a fost o sărbătoare foarte mare în familia lor lărăcită. Părinții ei erau amândoi medici și i-au impus să devină și ea medic. Lucru care nu putea să fie acceptat de ea. Dorea cu orice preț să ajungă actriță. Și după ce a început școala, facultatea de medicină, după acea sărbătoare de Epifanie, când avea 20 de ani, și-a luat rămas bun de la părinți, și-a făcut bagajul și a plecat de acasă. A plecat în necunoscut, ne mărturisește ea, exact ca fiul risipitor. A avut succes. A jucat în filme renumite, dar filme de prost gust. Filme care nu i-au adus un renume, pentru că multe dintre ele erau imorale. Și așa s-a îndepărtat de biserică, s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a îndepărtat de credință. Și ne spune ea, atunci când nu crezi în Dumnezeu, crezi în orice altceva. Atenție mare, pentru că mulți și astăzi tineri gândesc că văd de viața mea, mă îndepărtez de Dumnezeu, mi-au o viață în mâini. Și a început să frecventeze cele cercuri în care se practica meditația transcendentală. S-a auzit de noua religie, post-creștinism, nu ei, o era nouă, yoga.
de la mama unui prieten de-a ei învățase și spiritismul. Toată fiind în cameră, pregătindu-se ea pentru meditație, pentru a se concentra, s-a uitat la o fotografie care era pe podea și s-a concentrat, pentru că aceasta este marea diferență între aceste religii pe care unii le consideră că sunt echivalente creștinismului, foarte greșit. Aici este egoism, aici este satanism. Pentru că tu crezi că prin forța ta te înalți. Tu singur, cu puterile tale, cu forțele tale. Ceea ce este foarte greșit. Și ne mărturisește ea că, după ce s-a concentrat, s-a ridicat și, curios, observă că acea fotografie se ridică și se așează pe masă. Se uită în dreapta, în stânga, vede că geamul este închis, nu este curent și nu-și explică acest fapt. Mai curioasă rămâne atunci când aud o voce care se prezintă ca fiind un actor american de altă dată, mort, și care începe să-i vorbească. Ea, dornică, s-a plecat mai mult din ceea ce înseamnă actorie, încearcă să repete anumite lucruri, dar el conduce discuția într-o altă direcție. Vă dați seama că în această situație ea nu știe ce să mai creadă, dar la un moment dat îi sună telefonul și la telefon vorbește cu o persoană despre un contract pe care trebuia să-l încheie. Și în acel telefon a fost destul de categorică, apărându-și drepturile ei. După ce a închis telefonul, i-a părut rău, pentru că spunea a fost prea severă, prea dură în conversație. Dar acea voce intervine și spune, nu, îți poruncesc să urăști acea persoană. La care ea spune, eu sunt creată pentru a iubi, nu pentru a urâ. Și se vede că acel spirit, acel duh a fost tulburat, deranjat și i-a spus că este satana și a venit să o ucide. A urmat un moment de șoc și atunci a amintit de bunica care se ruga lui Dumnezeu și a strigat după ajutor. Mi spunea mai târziu când s-a apropiat de cuvântul lui Dumnezeu că îi se potrivește 100% cuvintele Psalmului 114, versetul doar 4 versete. Mă strângeau lanțurile morții și mă cuprindeau spaimele infernului. Mă chinuiau tristețea și neliniștea. Am invocat numele Domnului, Doamne, salvează-mi sufletul. Pentru că spune, ea s-a simțit agresată fizic, înfășurată cu un lanț. Și nu-și putea explica, pentru că nu vedea nimic, dar nu mai putea respira, se simțea leșinată, fără putere. Și atunci găsește forța să se roage Tatăl nostru. Și își amintește că a primit cadou un crucifix de la un prieten, dar pe care, de fiind creștină practicantă, nu l-a mai așezat pe perete, ci l-a ascuns undeva. Și a amintit de un film pe care l-a văzut când era mic, Exorcistul. Și și-a amintit că acel preot avea crucifixul în mână. S-a dus imediat pe luat crucifixul și strângând crucifixul în brațe, s-a rugat Tatăl nostru din toată inima. Când a terminat rugăciunea, s-a simțit eliberată. A început să respire, s-a simțit că revine la viață și mai mult decât atât a fost copleșită de o liniște și o pace inexplicabilă. Și nedumerită s-a întrebat. Cum de mai ascultat de vreme ce nu sunt o creștină bună? De ce ai făcut-o, Doamne? Și în conștiință Dumnezeu i-a răspuns, pentru că îți sunt Tatăl tău. Dar ce fel de Tată care nu mă condamnă, vreau să te cunosc. Și spune ea că a întrebat aceasta pentru că Tatăl ei era un om credincios, dar era foarte sever. După ce a plecat de acasă, nu a mai fost primită. Se aștepta ca și Dumnezeu să fie același Tată. Dar n-a fost să fie așa. Slavă Domnului că îndurarea lui Dumnezeu i-a venit în ajutor. Apoi a simțit nevoia să meargă în biserică. Tocmai începea Sfânta Liturghie. La liturghie, după ce s-au prins lumânările, a urmat liturgia cuvântului. Simțea că sorbește acele cuvinte ale Sfintei Scripturi. Și nu s-a mulțumit doar cu atât, a cumpărat o carte cu lecturile Sfinte și acasă recitea lecturile și mereu ce găsea ceva care o lovea
scria imediat într-un caietel. Și spunea că așa s-a controlat două idei foarte importante. Adevărul și iubirea. Adevărul care a ajutat-o pe ea să înțeleagă că nu este doar un concept, ci este însuși Dumnezeu. Și în fața lui Dumnezeu ea își dă seama că este un om fragil, un om care are nevoie de ajutor. Iar iubirea a fost aceea care a ajutat-o să se ridice. Pentru că mergând o dată în pat, spune ea, nu obișnuia să vorbească cu lumea, ea se gândea doar la interesul ei. Dar atunci s-a dus și a întâlnit un copil în cărucior. Era bolnav de sida și spunea, ceea ce am învățat în primul an la medicină mi-a ajutat foarte mult. M-am apropiat de el și acel copil mi-a vorbit de casa în care locuia, unde sunt foarte mulți copii nenorociți. Și spune, de ce nu vii să ne vizitezi? Pentru că o știa de la televizor. Și mergând acolo, a găsit un băiat care era în cinurile morții, era transpirat și parcă spunea, s-a încățat cu privirea lui de privirea ei. L-a prins de mână, i-a schimbat pijamaua udă, transpirată, și atunci s-a gândit, iată, Iisus Hristos a transpirat pentru mine. Iisus Hristos a plătit cu viața sa pentru a mă vedea mântuită, salvată. Asta voi face. Îl voi sluji pe Hristos în cei săraci. Punctul culminant al convertirii ei are loc în anul 2000, când trece poarta jubiliară de la Roma, era născută la Roma, și viața ei se schimbă radical. Zice ea, când aveam faimă, aveam nenumărate bijuterii, bogății, eram neîmplinită. Acum am început să le dau și simt că trăiesc. Viața mea are sens. În 2005 am ființat Asociația Operele Tatălui, punând în practică acele sfaturi cu privire la faptele de milostenie trupească. A creat grupuri de rugăciune, de adorație, în care meditează cu prietenii patima Domnului. Deseori merge la televizor pentru a mărturisi viața ei și ceea ce întâlnește în țările de misiune, în Africa și Asia, unde a adoptat nenumărați copii pe care îi susține financiar. Este în continuare profesoară la Academia de Teatru din Roma, dar este o adevărată martoră a Învierii. Dragi copii și tineri, iubiți frați și surori în Hristos, întâlnirea cu Hristos din această noapte să ne aducă lumină în sufletele noastre, să împrăștie întunericul din noi, care uneori este atât de dens, să ne facă capabili să înțelegem și să ne deschidem iubirii lui Hristos, pentru că astfel, unul fiecare dintre noi să devenim martorul Învierii lui Hristos. Amin. Hristos a înviat! Să-L rugăm cu stăruință pe Domnul Dumnezeul nostru să binevoiască a binecuvânta această apă, făptura sa cu care vom fi stropiți în amintirea botezului nostru. Domnul să ne ajute și pe noi să ne renoim pentru a rămâne credincioși Duhului pe care l-am primit. Fraților prea iubiți, să-L rugăm cu stăruință pe Domnul să ne ajute pentru ca, binecuvântați cu această apă, să devenim buni creștini. Doamne, îndură-te de noi! Hristoase, îndură-te de noi! Hristoase, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu! Dumnezeu, rugați-vă pentru noi.
Sfinților Petru și Paul. Rugați-vă pentru noi. Sfinte Andrei. Roagă-te pentru noi. Sfinte Ioane. Roagă-te pentru noi. Sfântă Marie Magdalena. Dumnezeule, cu putere nevăzută Tu săvârșești lucruri minunate prin semnele Sfintelor Taine și de-a lungul timpului ai pregătit în multe chipuri apa făptura Ta ca să dezvălui harul botezului. Dumnezeule, Duhul Tău încă de la facerea lumii se purta deasupra apelor, dându-le de pe atunci sămânța puterii de sfințire. Prin însăși revărsarea potopului ai arătat chipul renașterii spirituale, căci una și aceeași apă a însemnat în mod tainic și sfârșitul păcatului și începutul sfințeniei. Dumnezeule, Tu i-ai făcut pe fiul lui Abraham să treacă Marea Roșie pe cărare uscată, pentru ca mulțimea eliberată din robia faraonului să prefigureze poporul celor botezați. Când fiul tău a fost botezat de Ioan în apa Iordanului, a fost uns cu Duhul Sfânt. Când a fost răstignit pe cruce, din coasta sa au izvorât sânge și apă, iar după ce a înviat, le-a poruncit ucenicilor săi, zicând, mergeți și învățați toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și acum te rugăm, privește la fața bisericii tale și binevoiește ai deschide izvorul botezului. Fie ca această apă să primească de la Duhul Sfânt harul Fiului Tău unul născut, pentru ca prin taina botezului omul creat după chipul Tău să fie spălat de toată prihana străvechiului păcat și să se învrednicească a învia ca făptură nouă prin apă și Duh Sfânt. Te rugăm, Doamne, să coboare în această apă puterea Duhului Tău cel Sfânt prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Pentru ca toți înmormântați fiind împreună cu Hristos prin botez, să învie împreună cu El la viața dumnezeiască, El care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Fraților prea iubiți, prin misterul pascal am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botez, ca să trăim împreună cu El într-o înnoire a vieții. De aceea, acum, la sfârșitul celor 40 de zile de pocăință, să ne reînnoim făgăduințele făcute la Sfântul Botez, făgăduințe prin care ne-am lepădat odinioară de Satana și de faptele Lui și ne-am obligat să-i slujim Lui Dumnezeu în Sfânta Biserică Catolică. Așadar, vă lepădați de Satana și de toate faptele Lui și de toată trufia Lui. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a născut din Maria Fecioara, a pătimit și s-a îngropat, a înviat din morți și șade la dreapta Tatălui. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Iar Dumnezeu cel Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,
care ne-a renăscut din apă și din Duhul Sfânt și care ne-a dăruit iertarea păcatelor, să ne ocrotească prin Harul Său în Hristos Iisus, Domnul nostru, spre viața veșnică. Amin. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, a cărui înviere o sărbătorim în această noapte sfântă. Doamne Iisuse Hristoase, învierea și viața noastră, veselește biserica ta, bucuria pascală. Episcopului nostru Petru și tuturor păstorilor bisericii, pacea și bucuria ta. Luminează-i pe cei care ne conduc cu lumina învierii tale și dăruiește bunăstare întregului popor. Vestea cea bună a învierii tale. Oferă celor scuciumați liniștea prin credința în învierea ta. Ajută-ne să trăim realitatea învierii prin puterea credinței și a Sfintelor Taine. Fă-i părtași pe cei răposați de bucuria Sfintelor Paști în Împărăția Luminii Veșnice. Înțelepciunea ta în toate, fă ca toți cei răscumpărați să înțeleagă cât de minunat ai creat lumea la începutul timpurilor și cu cât mai minunat ai răscumpărat-o la timpul cuvenit, când Hristos, mielul nostru de Paști, s-a jertfit pentru noi, El care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească, Domnul, jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea Dumnezeu, și spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Te rugăm, Doamne, primește rugăciunile poporului Tău împreună cu aceste daruri, pentru ca jertfa începută în misterul pascal să ne dobândească prin lucrarea ta tămăduirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Este cu adevărat mielul care a luat asupra
asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părătași ai vieții dumnezeiești. De aceea, întreaga omenire mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile ceresc și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, fără încetare. Aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, o Hristos, Doamne, și învierea ta, o Hristos, până când vei. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt,
toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Împreună cu toți cei botezați în comuniune cu Marea Familie a Lui Dumnezeu, ne rugăm Tatălui nostru din ceruri cu rugăciunea pe care însuși Hristos cel viu ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, care de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberă de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea vești. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Hristos a înviat. Veniți și luați lumina. În seara aceleiași zile, prima săptămâni, deși ușile erau încuiate, în care erau discipolii, de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și spunând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: primiți pe Duhul Sfânt. Primiți lumina. Este Paștele, Învierea Domnului, cea mai frumoasă și sfântă sărbătoare, care încheie misterul iubirii lui Iisus Hristos venit pe pământ. Iisus care se naște pentru noi oamenii ca să ne aducă bucuria, pacea și mântuirea. Iar acest lucru îl face atunci când El iese biruitor din mormânt. Învinge păcatul, învinge răul, învinge moartea, îndepărtează întunericul. În noaptea sfântă a învierii Domnului se aprinde lumina, lumina lui Hristos, pe care celebrantul o înalță, o arată tuturor și spune: veniți și luați lumina. Adică veniți și luați-L pe Hristos. Veniți și împărtășiți-vă cu cuvântul Său, cu iubirea Sa. El este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Învind din morți, Iisus nu mai moare, ci rămâne pururea viu. Rămâne cu noi. Rămâne lumina noastră. Iată pentru ce sărbătorim cu mare bucurie, cu multă speranță și mângâiere, această victorie a lui Iisus Hristos, care a aprins în lume o adevărată lumină pentru pașii noștri. Lumina, lumânarea pe care o purtăm în mână, ea se împarte tuturor și rămâne aceeași. Lumina care în fața noastră se îndreaptă mereu în sus, este un simbol al acelei chemări ca noi să ne îndreptăm spre El ca să primim lumina. Lumina care, așa cum se știe, pentru a lumina se consumă, cum se consumă o lumânare, dar care răspândește în jur căldură, siguranță, bucurie și pace. Acesta este sensul celebrării măreței sărbători a Învierii Domnului, care vine la noi ca să ne arate că El este lumină și că cine umblă după El nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Pentru sfânta sărbătoare a Învierii Domnului, când îl întâmpinăm pe Hristos, Cel ce a biruit moartea, a ieșit din mormânt, vă spunem tuturor din inimă: veniți și luați lumina. Veniți și întâlniți-vă cu Iisus. Păstrați nu numai în mâinile voastre, ci în inimile voastre lumină. Lumina pe care trebuie să o răspândiți tuturor. Lumina care, chiar dacă ar ajunge la milioane și milioane de oameni, ea rămâne izvorul adevăratei bucurii. Se împărtășește pentru că Dumnezeu se dăruiește. El care este lumina noastră a tuturor. Spunem din inimă tuturor celor care celebrează Sfânta Înviere cu entuziasm și bucurie să aibă sărbători frumoase și multă lumină în suflet, spunându-vă tuturor din inimă: Hristos a înviat, aleluia! Adevărat, a înviat!